Cum simțiți echipa după aceste zile de antrenamente? Da, probabil că e un nou impuls cu alte metode. Am văzut la jucători preocupare. Sunt convins că își doresc și ei foarte mult să se reabiliteze. Cu toții ne dorim o victorie și cred că avem și argumente. Avem un lot echilibrat, avem un lot puternic și ultimele zile au fost bune din punctul meu de vedere al antrenamentelor. Ați reușit până acum să implementați anumite schimbări de ordin tactic, tehnic? Nu, sub nicio formă. Dacă cineva crede că în 3 zile putem să facem ceva, asta ar însemna să mințim oamenii și să le vindem iluzii. Nu, sub nicio formă. Fotbalul este un proces, el se învață ca orice altceva. E nevoie de timp, e nevoie de exercițiu. Lucrăm cu atâția oameni, sunt idei noi și fotbalul are o grămadă de lucruri de pus la punct. E chiar imposibil în 3-4-5 zile să faci ceva. Sub nicio formă, nu. Ce așteptări aveți de la meciul de mâine cu Mirea Slobăție? Aștept să văd o echipă care își respectă blazonul prin individualități, pentru că avem jucători de certă valoare, jucători care au confirmat de mult în fotbalul românesc, avem jucători tineri care au perspectivă extraordinară, iar atunci dacă partea individuală este una foarte bună, cred că și partea de grup colectivă trebuie să fie aceeași. Vreau să văd o echipă organizată, asta înseamnă că jucătorii mei trebuie să fie motivați, concentrați, să aibă comunicare și să încerce să reacționeze toți în același moment. Aștept de la ei un restart mental, fizic și de atitudine. Okay.